Statul român va garanta jumătate din valoarea unui credit de maximum 50.000 de lei pe care îl vor putea accesa persoanele fizice pentru achiziția unei mașini noi, începând cu 1 noiembrie, a declarat ministrul economiei Constantin Niță. Constantin Niță a prezentat oficial programul denumit Prima Mașină în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și premierul Victor Ponta, precum și reprezentanți ai industriei de automobile. Creditul maxim care poate fi accesat prin acest program este de 50.000 de lei plus TVA, la care se adaugă valoarea poliței casco pentru primul an. Pentru un astfel de credit, rata medie ar fi de 150 de euro pe lună, arată calculele inițiatorilor. Mi se pare o inițiativă bună, corectă, pentru că de o parte ajută acești tineri ca să-și cumpere un autoturism nou, pe de altă parte stimulează economia națională și sper că să fie în general din producția indigenă. Asta ar fi cel mai interesant, să nu fie, mă rog, din import sau din alte economii. Asta ar fi interesant pentru noi, așa cum aș vedea, de exemplu, pe viitor, ca toate instituțiile publice, începând de la primăriile, de la comună, dacă au o mașină, și până la Parlament, chiar să cumpere mașina noastră națională, așa cum se întâmplă și în alte țări. Vor avea prioritate în obținerea creditului tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, dar a subliniat că și cei peste această vârstă pot beneficia de acest program. Citez, garanțiile de stat vor reprezenta 50% din valoarea creditului, iar diferența de colateral va fi reprezentată de autoturismul achiziționat. Avansul minim va fi între 5 și 10%, iar costul total va fi robor la 3 luni plus 3%. Durata maximă a creditului va fi de 84 de luni, iar mașina nouă poate fi atât din producția internă cât și din import, am încheiat citatul, a explicat Niță. Potrivit acestuia, va fi încurajată achiziția de mașini cât mai puțin poluante.